Cafeaua de dimineață ne ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Bună dimineața! Bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață. Știri din Neamț, Mesagerul de Neamț, unde doriți dumneavoastră, pe Facebook, pe mai târziu în YouTube, pe Telegram, pe unde doriți dumneavoastră ne puteți găsi cu emisiunea în direct. Până atunci, până să intrăm cu invitatul în emisiune, aș vrea să vă rețin 2-3 minute cu niște chestiuni la ordinea zilei. Cei peste 500 de oameni care sunt în momentul ăsta pe Mesagerul de Neamț citesc o știre care se pare că le place. Lista celor 36 de biserici care primesc bani de la Consiliul Județean fix înainte de sărbători, probabil că sunt niște bani pentru sprijinit partea de vopsit ouă roșii înainte de sărbători. Sunt 36 de parohii care primesc sume, cea mai mică 10.000 de lei, cea mai mare 50.000 de lei, bănuți care se dau pentru lucrări de înlocuire învelitoare la acoperișul bisericii, continuare lucrări de consolidare, restaurare și conservare biserică, turn, clopotniță, casă socială și muzeu la aceeași parohie. Deci vă dați seama că acolo trebuie să fie în acest moment un adevărat șantier, chiar înainte de sărbătoarea Paștelui, lucru pe care îl vom verifica și noi astăzi, să facem 2-3 fotografii, pentru că dacă ai asemenea lucrări, vă dați seama. Alte lucrări de genul construirea corpului de chilii și paraclis în incinta unei mănăstiri, înlocuirea pardoselii, casă parohia de prăznuire, refacere. Înțeleg să dai bani pentru o biserică, să o consolidezi, să-i schimbi și un acoperiș, să-i dai bani pentru, știu eu, pictură eventual. Dar în momentul în care dai bani pentru o casă parohială, pentru altceva, deja sunt lucruri care țin de comunitatea respectivă, de pretențiile ei și de dorința de a își întreține biserica. Să reținem că pentru... Deci apare inclusiv și o biserică adventistă pe lista aceasta, apar tot felul de... chiar și două mănăstiri, fie primit, ca să spunem așa, dacă vor vota consilierii, an de an asemenea bani se duc. Sunt curios dacă cineva și verifică modul în care se decontează asemenea lucrări, mai ales cele în continuare. Lucrări în continuare. Știți cum e? Adică azi punem o țiglă, ea se sparge și o punem la anul de Paști din nou. E o lucrare în continuare. Și lucrările astea în continuare pot dura mandate. Mandate câștigate în alegeri, nu alt gen de mandate. În rest, după această știre, să vă mai rețin atenția cu ceva, ci că ar fi spus domnul primar că reforma la parcări s-a încheiat. Ea s-a încheiat cu succes, în sensul că e la fel ca primele zboruri pe lună, știți? Se duceau pe lună, așa, de acolo veneau înapoi și se renizau cu succes în apropierea locului de unde au plecat. Aici, după niște gândiri din alea adevărate, adică niște Messi ai administrației locale, ca să nu spunem Ronaldo, s-au gândit, au socotit și au hotărât să ia parcările de la parking, pentru că spuneau oamenii, sunt declarații publice, nu spunem noi, acolo a fost o proastă administrare, acolo s-au întâmplat și de mii de chestiuni, s-au luat de acolo, le-a luat primăria
și a început să le organizeze. Și când s-au organizat și ei un pic acolo, au făcut și concurs, dacă nu mă înșel, pentru achiziționarea de personal calificat pentru administrarea parcărilor. Este într-adevăr foarte greu să ai un asemenea personal. Și când au făcut și ei, a venit domn prefect și le-a dat în cap cu hotărârea și ci că le-a atacat un contencios. Așa că, hai domne, să rezolvăm reforma asta și ci că au rezolvat-o. Dau înapoi la parking parcările. Bine, după o analiză profundă, vă dați seama, deci nu oricum, adică am stat, savanții au venit, au măsurat, au consolidat, au stabilit, au măsurat și la parking s-au, nu știu, rima nu-i bună, la parking au plecat și au dat parcările. Așa că nu putem decât să ne bucurăm că parkingul poate acum să primească parcările prin încredințare directă, pentru că, nota bene, avem parking care nu mai are componentă privată. Așa mi s-a spus. O să vedem, ne lămurim cum e chestia asta. Pe noi nu ne interesează foarte tare cine administrează parcările. Ne interesează cum le administrează, cum le-a administrat. Știu că trecutul nu le place în primărie, nici trecutul apropiat de prezent nu le place. Dar cum le-a administrat, dacă le-a administrat bine, oricum să fim bucuroși că va exista în continuare un CA la parking, format din 5 membri la vreo 12 angajați. Vor fi și doi vaști reprezentați în NAGA, care sigur au prezentat niște rapoarte extrem de bine consolidate privind necesitatea reîntoarcerii parcărilor la parking și să vedem ce facem cu posturile create în primărie pentru parcări. Probabil că îi se va găsi o destinație pentru administrarea cine știe cărui parc, nu zoo, că nu mai e zoo, s-a luat zoo, ci parcul ăla de lângă cimitir care se construiește pe bani europeni, are niște garduri că zici că e o pușcărie. Dar asta nu e vina administrației locale de acum, Doamne ferește. Este vina administrației locale din trecut. Ne oprim aici pentru că ar trebui să intrăm și în alte amănunte și nu să mai avem ce discuta zilele următoare. Acum ne întoarcem la invitatul nostru. Mi s-a spus că avem un comentariu tendențios, spune domnul Liviu Harbuz. Ca de obicei, comentariile sunt tendențioase de oriunde ar veni ele. Eu mi-asum acest comentariu pentru că personal consider că această mișcare de du-te vino administrativ locală nu dă bine nu pentru populație. Populația vrea să aibă parcări bine administrate. Nu dă bine pentru administrație. Da, este o părere proprie, personală, mi-o asum și sper să pot să trăiesc cu această părere în continuare. Deci ne întoarcem la invitatul de astăzi. Bănuiesc că și acum o să fac un comentariu tendențios. Domnul Mihai Obreja, încă inspector școlar general, ultima emisiune probabil în această calitate. Este un comentariu tendențios sau nu? Nu, este un comentariu corect, da. Ultima emisiune în calitate de inspector. Asta am spus, ultima emisiune. Sper să mă mai invitați. Da, bineînțeles, da. Dar în calitate de consilier local. Da, în calitate de consilier local PNL, dacă mai rămâneți consilier local. Deocamdată mai rămân, da. Deci mai rămâneți. Da. Deci veți fi parte la această reformă. Da, și să-mi asum și eu comentariu tendențios până la urmă, nu? Da. Deci considerați că am fost tendențios? Nu. Presa face analize, rostul ei și eu de obicei stau departe de a comenta, de a critica. Am învățat în mulți ani din urmă, chiar pe funcții publice,
că trebuie să fii atent și la ce spune presa. E un feedback care te poate ajuta atunci când iei decizii, când le regândești. Într-adevăr, aici s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Acum vom vedea exact ce putem face pentru ca cetățenii, într-adevăr, să nu sufere. Până la urmă, la asta trebuie să gândim. Pentru că s-a produs, într-adevăr, un deranj. Da, acum pentru mine, domnul consilier local, da. Ați avut un raport al colegilor dumneavoastră din AGA despre parking, chiar într-o ședință secretă, că astea nu mai știm acum dacă se pun și în ședințe publice. Nu au fost ședințe secrete, au fost discuții în legătură cu funcționarea parcărilor. Nu. Au fost mai multe. Și în calitate de votant. Și consilierii au intervenit și s-a conturat până la urmă, într-adevăr, ideea aceasta că cel mai bine este să fie preluate parcările de către primărie pentru un serviciu specific, pentru că s-au întâmplat și anumite lucruri care au creat disconfort, să știți, în sistemul de parcare din Piatra Neamț. Dacă cineva are curajul să parcurgă orașul, eu l-am parcurs nu numai în campania electorală, ci și cu alte ocazii, și o să constatăm că sunt create locuri de parcare în anumite zone în care nu știu dacă într-adevăr au ce căuta acolo. Dar de ce? O parcare pe colț de intersecție este chiar interesantă. Și pentru cred acolo, că nu este în regulă. Acolo ar trebui să-i cereți celui care vine să ia locul ăla de parcare pe colț de intersecție să dea un examen de capacitate de parcare și de ieșire din parcare. Dar nu mai contează, important și este că le avem. Mi s-a întâmplat, am parcat pe un astfel de loc la un moment dat și mi-a atins cineva mașina și nu m-a mai supărat pentru că până la urmă nici nu avea vină prea mare pentru că nu avea spațiu pur și simplu acolo să intre în parcare. Din punctul acesta de vedere, cred că primăria, dacă ar fi preluat și gestionat acest serviciu, cred că ar fi făcut un pic de ordine. Pentru că noi avem, cred că, 14-15.000 de locuri de parcare, dar nu sunt toate ocupate. Unii stau pe spațiu public fără să plătească, unii stau pe spațiu public cu 2-3 mașini. Deci au fost anumite lucruri care, cred eu, că trebuiau într-un fel sau altul reglementate, rezolvate. Haideți să lăsăm parcările. Da. Nu sunt specialist în Piatra Neamț. În Piatra Neamț aparcare diferite sensuri. Da. Da, haideți să ne întoarcem. Au fost discuții legate și de preț, că m-am interesat și eu să văd în alte orașe, în alte zone. Sunt, într-adevăr, prețurile mult mai mari. Se organizează și licitații când sunt cereri mai multe pe același loc. Am văzut și taxe pe locul de parcare care se duc în unele orașe la 1.000. Acum, posibil, și orașul respectiv are un alt potențial, poate și locuitorii stau mai bine la venituri. La noi, dacă ne uităm, probabil 50% sunt și oameni cu venituri mai mici, sunt și pensionari, este mult mai greu. Tot mai puțin pensionari, da. Tot mai puțin. Da, dar știți pe ce? Procentul lor, pe cale naturală administrativă. Știu, dar procentual, să știți că rămâne constant sau chiar mai crește, pentru că pleacă foarte mulți tineri în afară. Da. Haideți să lăsăm parcările. Da. Acum stăteam și mă gândeam ce bine e totuși să poți să ajungi să prestezi în anumite instituții. De exemplu, dădeam ieri o știre la ATOP. ATOP, Autoritatea Teritorială pentru Ordine Publică. Ci că sunt vreo 15 membri acolo, parcă, dacă nu mă înșel. Oameni care își fac treaba. E normal să-și facă treaba. Am văzut acum că se propune mărirea indemnizației de la 850 de lei la 2500 brut de lei, ceea ce înseamnă o sumă frumoșică pentru o ședință pe lună în care se desfășoară într-un anumit fel, adică așa, mai administrativ, ca să spunem așa. Eu m-aș bucura să văd aceste ședințe că se desfășoară public. Ca să ne dăm seama de ce se dau două, că
cel mai probabil banii aceia sunt meritați. Dar n-ar trebui să știe și ăla care are o pensie cât participarea la o ședință, de ce sunt plătiți acei bani? Da. Încheiem. Da. Încheiem, că discutăm cu altă ocazie. Ales că domnul Brejan, sunt tot bani publici, domnul Brejan, de ce? Taxe și impozite. Da, în urmă. Domnul Brejan, de ce este asta ultima emisiune în calitate de inspector școlar general? Eu am spus de mai mult timp că vine și ziua când mă voi retrage. Haideți să vorbim acum cinstit, că tot vă retrageți sau sunteți retras? Bine, acum vine un ordin de eliberare din funcție. Deci sunteți retras, cum da, s-ar spune. Da. Asta este o recompensă pentru ultima olimpiadă pentru olimpiada de matematică, da, organizată foarte bine. Felicitări. Recompensa cred că a fost că v-au lăsat să o faceți. M-au lăsat să o fac, da. Bun. Nu, eu mi-am asumat această olimpiadă pentru că cred că dumneavoastră v-a mai spus, a mai spus după aceea și colegilor, apropiaților, cred că era 10 martie și cei de la Inspectoratul Iași au transmis la Minister că nu pot organiza integral olimpiada de matematică, presupunea o participare de peste 1000 de elevi plus profesori. Și atunci au spart-o, să mă exprim metaforic, în 3, 7-8 la Iași, 5... Au creat o problemă. 5-6 la Constanța și a rămas 9-12, unde nu mai dorea nimeni din țară să preia. Și atunci m-a... Și atunci cineva de la Ministerul Statului a pus ochelarii și a zis, da, bă, pe care îl schimbăm noi primul? Da. Pe care îl schimbăm noi primul? Aici nu, aici m-a sunat un domn consilier, domnul zis... Traistaru, consilierul domnului ministru și... știind că am capacitate totuși administrativă, am capacitatea de a organiza într-un timp relativ scurt un astfel de eveniment, am zis da, într-un fel după mi-a cam părut rău, pentru că prima noapte nici n-am mai putut dormi, dar a doua, a treia zi, deci în 4-5 zile, aveam deja imaginea evenimentului, chiar dacă era parcă o imagine construită din cioburi în prima fază, și cred că a fost bine. Cred că a fost bine că am zis da pentru olimpiada de matematică. Piatra Neamț, cred că merita județul Neamț să organizeze această olimpiadă, poate și în alte condiții, în condiții normale, pentru că avem o școală de matematică aici la Neamț, sau am avut o școală de matematică și recunoscută și în țară și în afară, și prin profesori și prin performeri, prin olimpici. Și aici mă refer în primul rând la cei care provin de la Petru Rareș și de la Roman Vodă. Profesorul Dumitreasă este de departe, să spunem, performerul școlii de matematică din Neamț, pentru că poți să ai un olimpic... Îi dorim multă sănătate. Da, și eu îi doresc multă sănătate. Poți să ai la un moment dat un olimpic, să fie o întâmplare. Ai un elev, merge la național, ajunge în lot, ia medalie de aur, dar când ai 3, 4, 10, cum e cazul profesorului Dumitreasa, și se întorc cu aur nu odată, de 2 ori, de 3 ori și cu punctaj maxim, este clar că acolo se investește foarte mult efort în pregătire pentru a face într-adevăr performanțe la nivel înalt. Și atunci am zis, da, ăsta a fost un argument. Și acum, ca să fiu sincer, și pentru mine, pe final de carieră, mi-am dorit ca, metaforic spunând, ultimul act, nu din activitatea mea didactică, să coincidă cu acest eveniment, care mi-a asigurat, să spunem, un confort deosebit, o stare de spirit deosebită. Și am trăit-o în mod deosebit ieri, când a avut loc închiderea olimpiadei, premierea copiilor. Spuneți-mi un pic, ce rezultate au fost la ai noștri? Nu cred că am avut rezultate chiar deosebite, dar s-au comportat, să spunem, destul de bine. Le-am oferit premii speciale din partea inspectoratului școlar. Noi am avut numai 5 elevi,
provin, cred că, de la Colegiul Național. Patru, sigur, erau de la Roman Vodă. Erau de la Roman Vodă, da. Deci Piatra Neamț, la această olimpiadă, și mă refer la Petru Rareș, din păcate nu a avut, cred că, niciun reprezentant, dacă a reținut bine. Dar la nivelul ăsta, la clasă. La nivelul acesta. Acum nici nu putem să judecăm, să spunem, strict într-o anumită direcție, se întâmplă, pentru că aici subiectele au venit de la minister, deci elevii nu sunt promovați ca la alte olimpiade cu subiecte făcute la nivel local. Iar la matematică este destul de greu. Mi-am dat seama mai mult că oricând în această perioadă problemele pe care le propun cei din Comisia Națională, este o comisie care e formată din profesori care asta fac înainte de olimpiadă, cu 3, 4, 5 luni, gândesc probleme. Sunt situații în care un profesor lucrează și 3 luni la o problemă care ajunge pe foaia de concurs la ele. Nu mai vorbim de selecția loturilor. Da, e o olimpiadă în care există concurență, competiții și între profesori în a livra subiecte și între copii. Să spunem totuși că e cazul, să spunem că e de felicitat grupul de profesori și de elevi de la Roman Vodă totuși. Da, am făcut pentru lucrul că, acesta. Pentru că deci e un nucleu. E un nucleu. Da, le-am oferit premii speciale și l-am premiat și pe profesorul Ursărescu, pe care îl cunosc, cred că, de 30-40 de ani. Să spunem că nu are nicio legătură cu fostul politician. Nu are politician. Nicio legătură, nu. Și eu am remarcat, în afară de nume, remarcat și apreciat faptul că în mod constant a lucrat cu seriozitate cu elevii pentru ceea ce înseamnă Olimpiade Naționale. Și atunci am zis că este corect să fac lucrul acesta. Da, bineînțeles că și profesorul Dumitreasa, în cadrul festivității, a primit o diplomă de excelență din partea Inspectoratului Școlar, o diplomă din partea Companiei Autonom. Se bucură în continuare de mult respect din partea celor care iubesc și apreciază ceea ce se întâmplă în învățământ în general, ceea ce se întâmplă în zona matematicii. O curiozitate aici poate, pentru că organizând de-a lungul anilor mai multe olimpiade, am constatat că atunci când am apelat la sponsori, la oameni care au dorit să vină alături de noi, auzind că e vorba de matematică, au spus de fiecare dată da. Păi normal. Prima. Da, pentru că ai amintiri mai plăcute sau mai puțin plăcute, da, din școală cu matematica. Da, nu, au spus da, a zis dacă e matematică, sprijinim. Bine, și pentru faptul că există într-adevăr imaginea aceasta la nivel național, că matematica a adus multe rezultate. Absolut. Avem mulți olimpici internaționali care au venit cu aur și au venit și cu punctajul absolut. Și mă bucur că sunt și de la Piatra Neamț, începând cu Daniel Tătaru, cu Ovidiu Savin, cu Adrian Colduneanu. A avut și Romanul pe Mironescu. Bun. Deci, am făcut olimpiada, veți fi recompensat zilele acestea cu o... Nu aștept cu alt tip de recompense. Veți fi recompensat. Nu. Măcar ați primit o diplomă acum, la final de olimpiadă. Deci ministerul vă va scrie și el o scrisorică în care vă va comunica că vă eliberează din funcție. Da, va sosi un ordin de ministru. Explicați-mi. Unii l-așteptau probabil de ieri și tot urmăreau faxul dacă a venit... 100%. Întrebarea mea este... Un asemenea ordin nu are nicio explicație în spate, nu? Nu. Exact cum a fost și la numirea mea. Deci e un ordin prin care ești anunțat
Bine, în prealabil ți se cere acordul când ești numit, când ești eliberat din funcție categorică. Nu mai e vorba de acord, deci un ordin pe care ești anunțat că ai fost eliberat din funcție începând cu data de și urmează textul. Dar cineva v-a sunat să vă spună de ce așa? Totuși, e o chestie care... Nu m-a sunat și cred că nici nu se pune problema aceasta. Am fost sunat doar atunci când am fost numit. Când am fost numit, într-adevăr, am fost sunat de la minister că trebuia să trimit un acord. CV-ul și acordul mi s-au cerut atunci, am fost numit. Ce se întâmplă? Numirile acestea eu am spus și am spus-o de la început. Din 2020, când am fost numit, a fost o numire politică. Și am mai spus atunci că chiar dacă este o numire politică pe această funcție de inspector general, eu vorbesc despre mine în cazul meu, cred că a avut suport suficient în ceea ce înseamnă parcursul meu profesional. Vreau să spun lucrul acesta pentru că pozițiile publice, funcțiile pe care le-am deținut în învățământ, am făcut un calcul, cred că sunt 20 de ani pe funcție în învățământ de director, inspector, inspector general și 21 de ani, cred că, neîntrerupt la catedră cu norma întreagă, au avut în spate rezultatele mele deosebite la catedră. Și cine dorește să le vadă, poate intra pe site-ul colegiului Petru Rari și să vadă acolo câte premii au obținut copiii pregătiți de mine la Olimpiada Națională, de filozofie, de economie. Și vreau să menționez lucrul acesta, că nu mi-aș fi dorit să ocup o funcție publică, la modul cel mai sincer, dacă nu aveam suport profesional în spate. Cred că trebuie să existe o legătură Acum, între cele două. Bun. Deci dumneavoastră ați fost numit da. De ministru, sau mă rog, cine da. Era acolo, și ați fost numit pentru că era o propunere din partea unui partid, corect, PNL. Așa este. Acum avem ministru PNL și am înțeles că va fi numit cineva de la PSD. Da, și eu am înțeles că au fost negocieri la nivel central pentru că există o coaliție de guvernare. Și în urma acelor negocieri... Nu există o coaliție de guvernare. Există un guvern condus de PSD în care există și PNL și UDMR. Nu există o coaliție de guvernare. Deci există un guvern majoritar al PSD care încet încet își impune condițiile după cum văd că și le impune și în învățământ. Sau, cel puțin așa se vede din afară. Da. Dacă așa s-a negociat, vă dați seama că practic nu sunt problemele mele și n-am eu soluții la ele. Acum, dumneavoastră, după această, când va veni această hârtie, vă întoarceți la catedră sau nu? Domnul Bălănescu, eu am spus de mult timp, deci cred că de 3-4 ani, că în momentul în care ajung la vârsta standard, nu, de pensionare, mă voi retrage. Și am dorit acest lucru chiar din decembrie, de dovadă că atunci mi-am și depus dosarul, am primit o decizie de pensionare și au mai fost... Deci ați anticipat cum ar veni. Nu am dorit să plec atunci. Și au mai fost insistențe și din partea colegilor de la partid și altor persoane să mai rămân. Și am mai amânat o lună, două, trei. Dar înainte de a veni, nici n-a venit încă ordinul, eu am spus în mod constant și cred că rețineți că chiar sunteți și printre... Chiar și în emisiune. Am spus-o și în emisiune, dar dumneavoastră cred că v-am spus de 3-4 luni în urmă că pe la luna mai cred că mă retrag pentru că n-am avut în viața mea de profesor, nu am avut ați spus că vă concediu. Retrageți când se termină partea de cursuri. Da, cam așa da, l-ați spus. Da.
Eu da. Oricum aveam cel mult până la 1 septembrie, deci toată lumea știa din județ, bun, toată lumea din educație. Acum, știa că nu am cerut menținere în activitate. Acum, și au văzut asta din ianuarie. Am știau văzut, că eu voi pleca mai devreme. Am văzut care este propunerea PSD, sau mă rog, se discută care este propunerea PSD-ului. Doamna Luca Florentina Moise, trecem peste ce s-a scris așa. Dumneavoastră vi s-a cerut vreo părere apropo? Nu, nu și... Nici normal? Cred, da, nici nu era cazul să mi se ceară mie să fie o consultat în legătură. Bine, cu... Bine, acum ca în coaliție am zis. Face... Am zis ca în coaliție, adică... Da, na, în legătură cu numirile făcute. Și vreau să vă spun un lucru, prefer să nu comentez. Și dacă am reținut cu toții, cred că nici când eram director și nici acum cât am fost inspector general, am fost foarte reținut în a face comentarii, atât cu direct adresate pe persoane, nu, cu direcție strictă, nu. Deci prefer să nu fac comentarii și asta am făcut-o tot timpul. Oamenii trebuie să demonstreze ce sunt, ce fac. Bun, acum, haideți atunci să mergem cu discuția în altă parte. Mie mi-ar fi plăcut la să... modul general am vorbit. Nu e bine, ci că e cel mai ușor să vorbești la modul general. Și am spus că sunt și în învățământ oameni care n-au făcut școala pe bune, care n-au fost performeri și atunci au fost împinși pe funcții publice. De aceea am insistat tot timpul pe o funcție publică, că ești director, că ești inspector. Întâi trebuie să demonstrezi profesional, pentru că autoritatea funcției, așa, trebuie să aibă în spate totuși autoritatea profesiei. Ok. Acum, haideți să discutăm un pic altfel. Ați fost director în vremuri bune, mai tulburi. Da. Așa. Ați fost profesor, director, ați fost în inspector, sunteți încă astăzi în inspectorat, probabil că nu știm până la ce oră sau când. Sau poate vă lasă să vă sărbătoriți Paștele. Bine, sărbătorim oricum și cu, cu sau, funcție nu, da, și fără funcție și cu ordine fără ordine. Cât deci este nu... de greu să fii inspector general sau director la vreme de... învățământ dirijat politic. Da, este greu, într-adevăr. Și la vreme de învățământ dirijat politic, dar la mine a mai fost ceva aici, că s-a suprapus perioada aceasta cu pandemia. Și acum vă spun sincer, dacă aș fi știut atunci, în ianuarie, ce urmează? Ce urmează în martie, vă spun sincer că nu m-aș fi angajat la acest proiect, pentru că am avut viață grea. Și nu numai eu, și colegii inspectori, și directorii, poate nu toți, dar cei mai mulți și-au luat în serios treaba și... Da, a fost greu. Deci nu a fost deloc simplu. Mi-aș fi dorit să fiu inspector, poate acum 5 ani, acum 10 ani, inspector general, în condiții de normalitate, când și presiunile sunt mai mici și probabil și presiunile politice sunt mai mici. Da. Pentru că politic, ce înseamnă politic? Nu înseamnă că cineva te sună și da, îți cere să pui pe cineva într-o funcție, să nu eliberezi pe cineva dintr-o funcție. Să știți că mie nu mi-au cerut să fac lucruri de genul acesta, vă spun foarte sincer. Mi s-a cerut de fiecare dată să facem lucruri bune aici, să fie vizibil învățământul, să se vadă clar că se întâmplă domnul Breja, domnul Breja, ceva pentru copii, domnul Breja, pentru profesori. Domnul Breja, eu lucrez de mult timp în, da, în presă, mai știu și câte ceva din învățământ, știți foarte da, bine că mai știu lucrurile. De exemplu, mi-aduc aminte, în vremuri foarte îndepărtate, da, cum directori... uite, vă transmite cineva multă sănătate și bucurie, cred că din Italia. Și cu un comentariu, după aia revenim. Obreja, da, a fost vrednic, dar exagerat. Și ca urmare, a obligat subaltenii să-l manipuleze. Și a fost manipulat. Interesant e așa. Pentru că cele mai mari excrocherii s-au făcut și se vor face în stufărișurile învățământului românesc.
rezultatele se văd, doar de la învățământ pleacă toate. Interesantă abordare. Interesant, chiar interesantă abordare. Deci, revin. Nu suntem niște oameni care nu știm ce se întâmplă. La un moment dat, țin minte, am și scris la vremea aceea și am și dat din convorbirile purtate pe o rețea, da, așa, cum directori de școli au fost convocați, directori adjuncți, depinde cum erau la partid, știți? Au fost convocați în sediul inspectoratului și ei discutau între ei pe grup. Și băi, trebuie să dăm atâția bani pentru aia. Era cu două, trei zile înainte de campania electorală, începutul campaniei. Adică... Da, mi-amintesc că ați scris, da. Deci, dumne, lucrurile astea... Cred că eram director atunci, pe mine nu m-a chemat nimeni. Erați în alt partid. Erați în alt partid. Nu m-a invitat nimeni. Dar probabil că ați avut ajung de la partidul ăla. Nu mai... Nu mai contează. Deci, ideea este că aceste lucruri... Da. Se întâmplau, se întâmplă. E exclus în mandatul meu acesta, deci, de 2 ani, deci, să se fie... Dar nici ați avut că era pandemie și mai greu a fost cu întâlnirile. Ideea este, dom'le, aceste lucruri există. Există rețele în cadrul școlilor. Există, spune omul ăsta, bine, în stufărișurile învățământului românesc. Și când spune stufărișul, se gândește probabil și la cursurile alea care se făceau, la tot felul de chestii făcute prin Republica Moldova, la cursurile organizate pentru, cum se cheamă, puncte. Da, pentru gradațiile de merit. Da. Da. Cursuri făcute și nefăcute, apar tot felul de experți în învățământ, care săracii au ajuns experți politic. Domnul Bălănescu, aveți dreptate aici și aici învățământul este în suferință și noi vorbim despre școala pe bune, da? Noi care am terminat acum 40, eu am terminat acum 40 de ani, am trăit perioada școlii pe bune. Deci școala era pe bune, admiterea la facultate era cu 15-20 pe loc, era în urma mea cu 3 ani, când eram eu în anul 4, erați în anul 1 și concurența la noi la istorie, filozofie era 15-20 pe loc. 21. Poate lumea nu știe. Deci era o selecție, că era o singură grupă la Universitatea din Iași. La ce am asistat după Revoluție, da, cu școli făcute pe la universități... La Casa de Cultură. La Casa de Cultură, la propriu. Da, neacreditate. Pe la Chișinău. Pe la... Nu știu, unele care nici nu apar dacă... Și putem lua CV-uri chiar la cei care doresc să ocupe funcții publice chiar astăzi, chiar în învățământ, și ne uităm în CV și încercăm să identificăm care este facultatea asta internațională de... Și dați o căutare. Și vă spun că nu o găsiți. Bine, în cel mai greu este să faci o întâlnire, da, de absolvire acolo. Nu mai spunem de aceste cursuri așa, organizate pentru a obține certificate care sunt după aceea puse la dosar pentru gradațiile de merit. Da? Bogdan, te rog să ridici tu telefonul. Și este greu. Este foarte greu. Da, de asta problema este că se întâmplă lucruri pe care toată lumea le știe, dar nimeni nu pune piciorul în prag. Pentru că dacă s-ar pune piciorul în prag la un moment dat cu aceste lucruri, poate ele s-ar mai estompa un pic. Eu am acum pe ecran, la mine, o să lăsăm pentru după Paști, niște convorbiri halucinante care se purtau în timpul unor ședințe de Consiliu de Administrație la școli, la, da, o școală. Halucinante, nu pot să crez. Știm cu toții că sunt probleme de funcționare în școli. Nimeni nu vrea să discute lucrurile care țin de învățământ. Adică toată lumea trebuie să facă școală. Este adevărat, da. Avem condiții egale. Dar în momentul în care ai
3-4 copii cu probleme într-o clasă, trebuie să-ți pui întrebarea aia, până la urmă firească. Se mai poate face școală acolo în mod normal? Ce facem? Îi aducem pe toți la un nivel mediu? Ca o să-mi spuneți că trebuie lucrat personalizat. Ei, să fim serioși, ai 30 de copii într-o clasă. Când lucrezi personalizat, îți creează statul român posibilitatea ca profesor să lucrezi separat cu copiii sau să-i ridici cumva? Eu știu, e un subiect delicat, dar trebuie discutat. Absolut. Trebuie discutat și subiectul celălalt. Ce facem cu școlile? Încurajăm migrația copiilor spre 2-3 școli? Da, ați atins două subiecte, de fapt, un subiect. E cel legat de circumscripții școlare, constituirea colectivelor de elevi. Și aici ajungem în Consiliul de Administrație să analizăm probleme de genul copiilor care nu se integrează, care deranjează poate ora. Sunt și copii cu CES, nu spune nimeni. Și nu putem găsi soluții. De ce? Pentru că am adus efectivul la clasa respectivă la 30, la 35. Exact. Și aici e o problemă mare, pentru că și mandatul meu acum s-a întâmplat. Am descoperit, fără să solicite aprobări de la Inspectoratul Școlar, că așa au fost obișnuiți colegii directori, au făcut transferuri cu depășirea numărului maxim de elevi în clasă. Și mă refer inclusiv la ciclu superior al liceului. Pentru că e o practică care s-a accentuat în ultimii ani, de exemplu, fug unii elevi de matematică și atunci îi ducem spre profilul uman, îi ducem la filologie, la științii sociale și facem clase acolo de 35, de 40 de elevi. Da? Și după aceea începem să comentăm că nu există calitate, că nu există... Exact. Da. Și mai este o problemă, tot în învățământ. Dom'le, e adevărat, marea majoritate a profesorilor lucrează, își văd de, da, sunt și cazuri, și am avut exemple. Dar eu cunosc caz de profesor din cauza căruia au plecat 8 elevi dintr-o școală. Și el este bine mersi, deși folosește un limbaj sub orice calitate, sub orice... Deci nu există. Da. Și, domne, lucrurile astea trebuie reglate. Ori, într-un mecanism care funcționează, lucrurile astea se autoreglează. Ori, se pare că mecanismul nu funcționează. Da. Bine, ele au fost și ținute departe, ascunse. Eu am încercat și nu știu cât am reușit astfel de lucruri să fie aduse chiar și în spațiu public până la urmă. Nu trebuie să ne temem, pentru că s-a mers la un moment dat și a fost greșit după mine, contraproductiv, adică să ascundem ce se întâmplă în școli. Un profesor nu face ce trebuie, cum un profesor vorbește urât cu copii, că agresează copiii. Și eu zic că am reușit și prin faptul că am avut deschidere, adică mi-am pus numărul personal pe site-ul inspectoratului și vă rog să mă credeți că am răspuns la sute de telefoane și prin asta mi-am format și o imagine cât mai aproape de realitate. Nu spun acum că orice sesizare, orice reclamații și mai este o problemă. Avea și fundament până la urmă, dar vă spun că cele mai multe așa erau după aceea. Și presa pe mine m-a ajutat și chiar vreau să le transmit mulțumiri celor din presă care m-au atenționat. Eu eram informat, chiar uneori declanșasem câte un demers pentru soluționare și a fost bine. Și oamenii din presă au sunat înainte de a scrie, pentru că domeniul este sensibil. Da, este un domeniu sensibil și eu chiar vreau să le mulțumesc. Unii m-au mai și criticat, unii au scris poate și urât despre mine. Dar ce ați vrea acum? Poate fără acoperire în realitate, dar până la urmă ți le asumi. Când ești pe o funcție publică, ți asumi și cele bune și cele rele. Asta este.
Păi, haideți să încheiem emisiunea asta. Eu ce să vă zic? Sănătate. Mulțumesc. Și, cum să zic, mergeți înainte în calitate de tânăr. Nu înainte ca soldatul sovietic. Bine, nu. Vedeți că soldații sovietici merg și înainte, aveți grijă. Chiar dacă se întorc după aceea. Vă doresc sănătate, da, și aveți ultima, ultima frază din emisiune. Să le mulțumesc colegilor mei de la Inspectoratul Școlar, cu care am colaborat și lucrat în această perioadă, care am spus n-a fost ușoară. Am avut și ieri o întâlnire cu ei, că am vrut să le transmit un mesaj de final. Vreau să le transmit mulțumiri și colegilor directori din teritoriu, să-i asigur chiar că noi ne-am străduit să organizăm acel concurs pentru ocuparea funcțiilor de director exact pe lege. Și nu cred că este cineva care astăzi să vină să spună că inspectorul general i-a cerut ceva, i-a sugerat ceva. Nu. Deci a fost un concurs și am văzut la un moment dat că și în presă au apărut articole că inspectorul general nu răspunde la comenzile politice fiind vorba de concurs. Nu. Nici nu s-a pus problema. Nici nu mi-a cerut cineva. Acum că sunt ei manageri și vor fi manageri performanți, asta este o altă problemă. Aici am și eu o opinie în legătură cu asta, dar prefer să nu mai exprim astăzi, pentru că știu foarte bine ce înseamnă să fii director de școală. Am fost atâția ani și cred că am fost și dedicat, adică mi-am pus în mișcare tot ceea ce știam, ca să duc acolo și eu liceul Petru Rareș, unde, sau să-l mențin măcar. Am depus eforturi să-l mențin acolo sus și m-am bucurat de fiecare dată cu rezultatele deosebite. Ele mi-au creat, să spunem, confort, o stare de spirit care să acopere, să atenueze eforturile deosebite. Da, eu vă vreau mulțumesc. Să le mulțumesc și colaboratorilor, partenerilor, cei de la alte instituții descentralizate care m-au ajutat mult în această perioadă și cei de la Inspectoratul Județean de Poliție, de la Jandarmerie, cei de la Direcția de Sănătate au fost alături de noi, cei care furnizează serviciile necesare funcționării școlilor, mai ales în timp de examene. Am avut colaborare foarte bună și în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și în Colegiul Prefectural. Deci ne-am străduit acolo chiar să fim parte activă și să venim și noi cu soluții pentru bunul mers al învățământului din județ. Ne oprim aici. Trebuie să răspund la salutări. Avem din Valencia. Ne salută cineva. E frumos că se uită de acolo. Cineva întreabă despre faptul dacă mai continuați. Ați spus deja că ieșiți la pensie și no, mai continuați. Deci n-are rost să mai intrăm în această discuție. Mulțumesc frumos. Și vă doresc, mulțumesc foarte vă doresc toate cele bune și să ne vedem în prima emisiune după, când o să discutăm despre procesul de învățământ fără povara funcției și a menține, rămâne din sistem. Adică să putem discuta un pic mai liber. Lăsăm un pic de timp totuși ca să se decanteze lucrurile. Da, ne oprim aici. Mulțumim. Oameni buni. Cele bune, mâine dimineață o emisiune agitată va fi. Așa am înțeles. Cele bune, numai bine, sănătate!